A scris și poezie și proză fantastică. După moartea soției sale, a abuzat de alcool și droguri, iar în toamna anului 1849 a fost găsit pe o stradă din Baltimore într-o stare de confuzie mentală. A murit la spital câteva zile mai târziu. Despre danez s-a spus că ceea ce a făcut el pentru fizica secolului 20 n-a fost întrecut decât de Einstein, deși modelul atomului propus de el nu răspundea tuturor întrebărilor pe care le ridica. Pentru cei cărora nu le sunt necesare finețurile cuantice, este la fel de suficient precum modelul sistemului solar. În ianuarie 1929, când a fost numit în fruntea SS-ului, organizația avea 180 de membri. 4 ani mai târziu, la numirea lui Hitler în fruntea guvernului german, Himmler avea în subordine peste 50.000 de oameni. Ce au făcut aceștia e de neînțeles pentru lumea civilizată. Suceveanul născut la Udești a fost pasionat de faptele înaintașilor, despre care a scris numeroase povestiri. L-a interesat și actualitatea, el publicând unul dintre primele romane despre al doilea război mondial, Negura, în 1950, dar și reportaje și note de călătorie. Zona de ocupație sovietică a Germaniei învinse în război a devenit stat socialist sub denumirea Republica Democrată Germană. A rezistat cât războiul rece, la cea de 40-a aniversare fiind prezent și Gorbaciov. Honecker a cedat puterea 10 zile mai târziu, fiind lăsat să plece în Chile, ca oaspete de vază a lui Pinochet. Vladimir Vladimirovich Putin. În 1989, probabil că se afla tot la Berlin. 10 ani mai târziu devenea prim-ministru al Rusiei lui Yeltsin, iar pentru încă 8 ani, succesorul acestuia la președinția țării. Alternat cu Medvedev, șefia guvernului și președinția, mimând o democrație pervertită, în 2012 s-a reinstaurat președinte pe acordurile marșului solemn al lui Tchaikovsky, așa cum o făcuse prima dată țarul Alexandru al III-lea pe la sfârșitul secolului al XIX-lea. Pare că tentația despotismului țarist îl încearcă și pe el. În ultimul an de liceu la Bacău, visa să devină medic sportiv, să lucreze cu oameni sănătoși și frumoși, nu într-un spital. Doar că s-a hotărât să urmeze visul mamei sale și a dat la teatru. A reușit din prima. Lingvistul român născut în Voivodina a fost preocupat de studiul foneticii și fonologiei, a onomasticii și dialectologiei. Cea mai reprezentativă contribuție a sa este lucrul la Atlasul Lingvistic Român, întrerupt prea devreme de accidentul feroviar de la 7 octombrie 1968, petrecut lângă Blaj. A reprezentat România timp de 9 ani în competițiile de gimnastică, aducând nenumeroase medalii, printre care și aurul olimpic în 2000. Este a doua româncă, după Nadia Comăneci, laureată cu trofeul Sport Award, un fel de Oscar al sportivilor. Filozoful provenit dintr-o familie de boieri moldoveni a ajuns la Paris la 16 ani și nu a mai revenit în țară. A studiat fizica avându-l ca profesor pe Louis de Broglie, fiind mai apoi atras spre filozofie. În 1944 a încercat să-și salveze prietenul, pe Beniamin Funduianu, din lagările naziste. N-a reușit. Ziarista rusă a avut curajul să critique puterea de la Kremlin. A plătit cu viața eforturile sale de a pune capăt conflictului cecen. Își făcuse dușmani și la Moscova și la Groznăi. Încă nu se știe de unde a venit ordinul. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.